5.976 de amenzi contravenționale, însumând peste 6 milioane de lei. Atâtea sancțiuni au aplicat în acest an inspectorii sanitari în urma controalelor efectuate la spitalele din țară. Un exemplu menționat de ministrul Sănătății în acest sens este Spitalul Județean din Craiova, amendat pentru nereguli grave descoperite la secția de terapie intensivă. În urma acestui control au fost date amenzi pe persoane de 43.500 de lei. Mai mult decât atât, peste 30 de zile, echipa de control va merge din nou la Spitalul din Craiova, la terapie intensivă, pentru că acolo ne-au fost semnalate niște probleme pe care s-au confirmat, din păcate, și care au fost verificate. Prin urmare, amenziile au fost substanțiale. Principalele probleme constatate de inspectorii sanitari sunt legate de curățenie. La majoritatea saloanelor nu se efectuează dezinfecția ploștilor, neexistând cuve, bazine pentru imersia acestora. Nu există protocoale de lucru privind metoda de aplicare a dezinfectantelor în funcție de suport. Instrumentarul termosensibil nu era supus operațiunilor de dezinfecție la nivel înalt în spațiu autorizat, ci în saloan. Din păcate, situația de la Craiova sau cea a maternității Giulești, unde inspectorii sanitari au aplicat de asemenea amenzi consistente, sunt departe de a fi singulare. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate, spune că potrivit ultimei statistici a Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, doar 24 de spitale sunt conforme cu standardele europene. Situația spitalelor din România este catastrofală din două motive. Spitalele sunt foarte vechi și lumea ezită să facă gestul normal și firesc al demolării și al construirii altora de la zero. Catastrofal este, din punctul meu de vedere, opacitatea celor care conduc zona de sănătate la această oră, cei care nu văd că deficitul de caracter este cea mai mare problemă din sistemul sanitar. Adică medicii de spitale văd jegul, văd lipsa de instruire a personalului, nu raportează corect problemele, nu iau măsuri să le îndrepte. Motivul, imaginea. Totul este joc de imagine. Parlamentarul susține că amenziile date de inspectorii sanitari nu vor rezolva cu adevărat problemele din sistem. Riscul nostru de a ne îmbolnăvi de boli care țin de MRSA, care țin de infecțiile asociate actului medical, adică de infecțiile nosocomiale, crește cu fiecare zi de spitalizare. 18 spitale din țară au fost verificate pe parcursul acestui an de Corpul de Control al Ministrului Sănătății, 4 dintre aceste controle fiind încă în derulare.